Inaugurarea de zile mari a lucrărilor la stadionul Lego din Timișoara. Atât primarul Dominic Fritz, cât și viceprimarul Cosmin Tabără sunt convinși că pe noul stadion se va lovi oficial mingea în anul 2026. Arena va costa în total peste 23 de milioane de euro. Proiectul în sine a fost unul cu ceva peripeții, două licitații ratate. Viceprimarul Cosmin Tabără a subliniat și de ce arena nu va putea avea 15.000 de locuri, așa cum clamează fostul primar Nicolae Robu, că ar fi realizat el. Punem piatră de temelie pentru noul stadion al Timișoarei, Arena Eroi Timișoarei, și este o zi în care renaște de fapt tot fotbalul timișorean, o zi ce mulți au crezut că n-o să vină, dar mă bucur că cu toată echipa, cu multă muncă în ultimii 3 ani, am ajuns aici, la acest proiect, unui stadion de 10.000 de locuri, de un pic peste 10.000 de locuri chiar, și în care investim 115 milioane de lei în următorii 3 ani pentru a ridica acest stadion. Suntem în această etapă, poate mulți nu au crezut că îl vom începe, vom începe construcția. Nu au crezut că vom finaliza această procedură de licitație, dar după 3 ani de zile aproape vedem că se încep lucrările. Practic sunt începute de anul trecut, pentru că odată cu finalizarea licitației s-a demarat proiectul tehnic. Proiectul tehnic care a trebuit să obțină avizele, a obținut absolut toate avizele. Acesta a fost și singurul impediment al începerilor lucrărilor încă din toamnă. Dar el va fi construit cu 4 tribune distincte, pentru că trebuia să lăsăm un spațiu față de clădirea din spate, de 10 metri, pentru a putea primi avizul ISU. Este un moment important. Este un moment în care cumva eu împreună cu echipa noastră cumva avem mari speranțe. Avem mari speranțe că în următorii 2 ani și jumătate acest proiect cumva va lua, va avea finalitate și va lua cumva naștere un proces nou în dezvoltarea tinerilor. Asta e important pentru noi. Pentru mine, cel puțin, în momentul de față, este o gură de aer, pentru că așa putem să-i motivăm în continuare și pe sportivii noștri, pe oamenii care vor să vină alături de club. A fost de-a dreptul șocant! Nu ne așteptam deloc să ne pice Liric, dar a picat Liric, asta e, am scris ce am știut. A fost ok, chiar a fost ok. Nu mi s-au părut grele subiectele, au fost ca și nivel de dificultate mediu, subiectul 1 și subiectul 2 chiar decent, la subiectul 3... A fost bomba. Elevii de clasa a 12 au susținut prima probă a simulării examenului de bacalaureat 2024. Subiectul 3 este cel care i-a pus în dificultate pe cei mai mulți candidați. Elevii de la profilul uman au primit un eseu după o poezie scrisă de Ioan Barbu, iar la profilul real a picat Lucian Blaga. Subiectele cum au fost? Urâte. Poezie nu-i frumos. Nu se fac din astea. Ai știut? Da, a fost ok. Plin de emoții, elevii de clasa a 12-a din Timișoara au ieșit totuși cu speranța că notele vor reflecta munca depusă pentru examenul maturității care îi așteaptă în vara acestui an. Mie mi s-a părut mai greu decât ne așteptam, dar ne bucurăm că asta înseamnă măcar că o să fie mai ok la BAC. Sperăm. Da, adică nu foarte accesibile, cel puțin direct de la subiectul întâi a fost destul de complicat, dar ne-am descurcat într-un final. Subiectele au fost abordabile, nu mă așteptam să pice ce a picat la subiectul 3, la noi, la profilul uman a picat Ion Barbu, dar în subiectul 1 și subiectul 2 chiar ok subiectele, vedem ce urmează la BAC în iulie. Cred că o să iau o notă rezonabilă. Mi s-a părut un subiect accesibil, n-a fost greu și subiectele întâi și subiectul de au fost chiar accesibile. Da, deci în concluzie, o părere bună. Am terminat după o oră jumate și nu pentru că am dat bir cu fugiții, deci e bine. Pe elevii de clasa a 12-a îi mai așteaptă două probe de foc, proba obligatorie a profilului și o probă pentru materia pe care și-au ales-o în funcție de specializare.
Primarul comunei Ghiroda, Ionuț Stănușoiu, are planuri importante pentru noul mandat. Comuna Ghiroda și localitatea Giarmatavi sunt în plină dezvoltare, iar edilul spune că lucrurile nu trebuie să se oprească aici. Ieri, în cadrul ședinței Consiliului Director Județean Timiș, am primit validarea pentru candidatura mea la un nou mandat în funcția de primar al comunei Ghiroda. Această validare reprezintă un pas important în drumul nostru către continuarea dezvoltării comunității noastre. În acest moment doresc să adresez mulțumiri echipei PNL Ghiroda pentru susținere și încredere. Este echipa noastră care a demonstrat că prin unitate și implicare se pot realiza schimbări semnificative în beneficiul tuturor locuitorilor. De asemenea, vreau să subliniez că realizările de până acum se datorează și parteneriatului strâns cu cetățenii noștri. Prin implicarea lor activă și sprijinul lor constant, am putut duce la bun sfârșit numeroase proiecte importante pentru comunitatea noastră. În următorii 4 ani ne propunem să ducem mai departe această colaborare, ascultând și răspunzând nevoilor și preocupărilor acestei comunități. Ca și până acum, vom continua să construim prin consolidarea infrastructurii, promovarea unei economii locale sustenabile și prin dezvoltarea de programe și inițiative care să sprijine toate categoriile de cetățeni din Ghiroda și Giarmatavi, transmite primarul comunei Ghiroda, Ionuț Stănușoiu. A plouat cu absențe la cea de-a doua probă a simulării examenului de bacalaureat în județul Timiș. Conform Inspectoratului Școlar Timiș, la această probă s-au înscris 4.158 de liceeni. Dintre aceștia, 2.826 ar fi trebuit să susțină proba scrisă la matematică, dar 259 au lipsit. Totodată la istorie s-au înscris 1.332 de candidați, însă 94 nu s-au prezentat. La nivelul județului Timiș nu a fost înregistrat niciun incident de fraudare. Simularea examenului de bacalaureat are loc în 48 de centre de examen din județul Timiș. Evaluarea lucrărilor scrise ale elevilor se va realiza digitalizat prin intermediul platformei electronice dedicate pusă la dispoziție de Ministerul Educației. Rezultatele nu sunt publice și nu se afișează. 3 zile în greva foamei, de 3 zile stăm aici la Timișoara, tot la fel, nu ne bagă nimeni în seamă, plătim niște impozite, noi suntem români, nu suntem băgați, dar noi în țară, în seamă, da? Plătim niște impozite care pot să vin să vă justific, 224.750 care am plătit, niște impozite care am lucrat 14-18 ore în fiecare zi, sâmbătă, duminică, Crăciun, Revelion și Paști. Și sunt o pierdere de 35.000 de lei, lucrând zi de zi. Nu mi se pare normal ca un ride-sharing, ca să ne ia niște banii pur și simplu și curse să meargă dumping. Nu, pe noi deci suntem terminați din toate punctele de vedere. Am plecat de la București din cauza că am o familie, 3 copii, care mama are în pensie și trebuia să vin să fac cumpărături pentru maică-mea, că n-are cine să facă. La asta am ajuns. Ca să nu putem să stăm, nu putem să lucrăm, să nu facem bani. Ajungem după o lună de zile să rămânem cu 1.000 de lei. Am ajuns mai puțin decât pensia lui maică-mea. Asta, cu asta rămânem noi în mână, după o lună de zile, 30 de zile de muncă. Cât vreți mai sta în greva foamei? Până se vor rezolva problemele. Veți mai rezista? Da, vom rezista. Dacă nu... Câte zile stă colegul la București în greva foamei? 3 zile primoară, 6 zile aici, din care 3 în greva foamei și aici de 2 zile, la 3-a zi. Sunt declarațiile șocante ale unui taximetrist care a ajuns să facă greva foamei pentru a fi ascultat. Ca el sunt mulți alții care din disperare nu au mai mâncat nimic de zile bune. Situația este una alarmantă, spun șoferii de taxi. Deși mulți au leșinat la propriu de foame, nu au fost băgați în seamă de nimeni, spune un alt taximetrist intrat în greva foamei. Eu ca și cetățean al acestei țări, în 6 zile de greva foamei, nu m-a băgat nimeni în seamă. M-a venit ambulanța, m-a luat de 3 ori. La sfatul medicilor aseară am venit înapoi acasă, împreună cu colegii mei. Dar azi voi continua în Timișoara să fac greva foamei. Cât va fi nevoie? Este ceva de nedescris. V-a durut mai mult umilința la care spuneți că a fost... Este o umilință care se simte și în ultimul oșor al omului. Nu au cum să declare pe față că se face fraudă, iar ei la aceeași masă să nu recunoască.
Taximetriștii spun că nu se lasă și vor continua seria protestelor până când vor fi ascultați și li se va da ceea ce cer. Curtea de apel Timișoara și-a prezentat raportul de activitate pentru anul 2023. În ceea ce privește volumul de activitate, acesta este într-o ușoară scădere față de anii precedenți. Acest lucru nu este neapărat unul negativ și ar avea drept cauză faptul că sunt contestate mai puține hotărâri ale instanțelor de fond. De altfel, indicii de desființare ale hotărârilor instanțelor de fond au scăzut, ceea ce indică o calitate crescută a hotărârilor tribunalelor, respectiv judecătorilor. S-au înregistrat ca un volum total de activitate pentru anul 2023 un număr de 9.421 de dosare, dintre care 7.546 au fost soluționate. A rezultat un stoc la sfârșitul anului de 1.875 de dosare, 231 de dosare fiind suspendate. În ceea ce privește volumul de activitate raportat la instanțele din circunscripția Curții de Apel, așa cum am spus, pentru Curtea de Apel Timișoara strict, volumul de activitate este în scădere, la fel și cauzele nou intrate. Același lucru se regăsește la Tribunalul Cara Severin, în schimb, o creștere a avut loc pentru Tribunalul Timiș și pentru Tribunalul Arad. Întreaga conferință de presă despre raportul privind activitatea desfășurată de Curtea de Apel Timișoara în anul 2023 o puteți urmări în cadrul emisiunii Nova Timiș în această seară de la ora 22:30. Taximetriștii blochează din nou circulația într-un amplu protest. Aceștia spun că nu se vor opri până când cererile lor nu le vor fi ascultate. Noi, poliția română, să ne mulțumim frumos, au spart protestul, colegii de la Heaven nici acum nu au putut ieși. Au, în loc să blocheze, să ne lese, să ne facem protestul, nu pot. Decât bicicliștii pot să-și facă blocarea orașului, vă mulțumim. Sunteți revoltat? Foarte revoltat, a ajuns cuțitul la os, ne promite marea cu sarea. Așteptăm ordonanța promisă și nici acum nu sunt stare să ne iei seama. A fost haos astăzi pe strada din fața prefecturii din Timișoara. Sute de taximetriști au ieșit într-un amplu protest pe străzi. Aceștia au claxonat zeci de minute în șir și au blocat circulația, totul pentru a trage un semnal de alarmă că așa nu se mai poate. Un taximetrist a protestat împreună cu soția și cei doi copii ai săi. Protestat cu întreaga familie! Da, cu întreaga familie! Că nu ne mai ajungem cu bani. Cât de greu trăiți? Foarte greu trăim, cu chirie la casă, chirie la mașină, nu mai am timp să mai văd copii. De dimineață până seara lucrez pe 5 milioane, 500 de lei. Tu și copii în spate, participă și ei la protest. Participă și ei la protest. Mai puteți? Nu mai putem. Credeți că va avea ecou acest protest? Nu știu ce să zic. Sunt colegi de dumneavoastră. Sperăm. Care au intrat în greva foamei. Da. Avem colegi la București, avem colegi în Timișoara care facem greva foamei de o săptămână de zile. Cât de greu vă descurcați? Cât de greu este să vă întrețineți familia? Foarte greu. Trebuie să lucreze dimineața la 3, noaptea ies la lucru până seara la ora 7, la 8. Ca să-mi întrețin copiii și să plătesc chirie la mașină și chirie la casă și tot ce este nevoie. Unii taximetriști parcă au rămas muți de revoltă. La mine protestul este fără să mă exprim. Este destul. Protestul taximetriștilor va continua și în zilele următoare. Șoferii sunt hotărâți să meargă până în pânzele albe. Raul Olaioș, consilier județean, ia atitudine în urma scandalului din USR, în care a ieșit la iveală că șefii își vor pune favoriții pe lista candidaților pentru Consiliul Local Timișoara, iar membrii de partid sunt doar chemați să o voteze. Iată ce transmite Raul Olaioș. În zilele acestea, filiala Timișoara a USR pregătește lista consilierilor locali și ce să vezi, se votează, dar doar după ce biroul local decide lista și ordinea, adică în 2020 votul era sfânt, astăzi e nuanțat bine spre deloc, dacă se poate, la fel ca lista eurodeputaților.
Candidatul la primărie al USR Timișoara, Dominic Fritz, evident că nu are contracandidat, că așa îi place să alerge singur. Știu pe pielea mea când am încercat să candidez intern împotriva lui, s-a declanșat jihadul în filială, doar nu era să-l conteste cineva. Transmit pe această cale să stea relaxat și că, indiferent de jocurile pe care le face, în 9 iunie 2024 va avea contracandidat și, indiferent de sumele enorme tocate pe propagandă, va trebui să câștige la vot și în partea opusă a baricadei mă va găsi și pe mine. În rest, le spun foștilor colegi și autentici susținători ai curentului reformist în administrație să nu-și piardă speranța. Există viață în administrația Timișoarei și fără Fritz Dominic, garantez. Facebook și Instagram au picat preț de câteva ore în toată lumea. Elevii din Timișoara spun că a fost un moment prielnic pentru a se putea apuca de învățat. Cred că e ok să mai ne detașăm uneori de tehnologie și să mai luăm uneori o pauză și chiar am avut timp să, nu știu, să mai repet, să am parte și de alte activități față decât doar de internet. De obicei, Facebook, Instagram îți fură mult din timp, stai mult pe aceste rețele sociale? Da, chiar cred că foarte mult timp mi-e ocupat de ele. Și din cauza asta, nu știu, îți neglijez școala sau alte lucruri? Nu, că am învățat să-mi prioritizez cumva timpul și pe ce activități să-l bazez. Deci nu te-a afectat foarte tare că au picat aceste rețele? Nu, sincer m-am bucurat puțin că am putut să mai trăiesc momentele. Tinerii recunosc că rețelele sociale le fură mult timp din zi. Orele zboară atunci când stau pe Facebook, Instagram, TikTok sau alte platforme. Nu, n-am văzut că ori picat. Dar spuneți sincer, vă fură mult timp fără să vă dați seama aceste rețele sociale ca nouă tuturor până la urmă? Da, foarte mult. Și da. Ce faceți acolo? Vorbesc cu prieteni. Atât, cam atâta. Și nu simțiți când trece timpul? Nu, deloc, absolut deloc. Cam câte ore stați așa pe rețelele sociale? În ultimul timp mai puțin, că am învățat. Dar în general, nu știu, 5 ore pe zi. Petreci mult timp pe rețelele sociale? Da, dar nu exagerat. Ce faci în mare parte acolo? Păi vorbesc cu prietenii mei și cam atâta, nu... Specialiștii trag un semnal de alarmă că folosirea în exces a rețelelor sociale poate fi un factor extrem de nociv. Dezvoltarea anxietății și chiar instalarea depresiei sunt doar câteva din repercursiunile orelor pierdute pe internet. Raul Trifan, senatorul USR de Timiș, a depus proiectul de lege Pachetul Civic de Majorat. Potrivit acestuia, când împlinește 18 ani, fiecare tânăr va primi acasă o copie a Constituției și o scrisoare semnată de președintele României. În Constituție vor fi subliniate pasajele importante pentru un tânăr adult și orice alte informații de interes pentru ca ei să-și înțeleagă cât mai bine drepturile și obligațiile pe care le-au dobândit odată cu vârsta majoratului. Tinerii reprezintă o parte esențială a comunității noastre și merită să fie tratați cu respect și considerație. Din păcate, în prezent, mulți dintre ei se confruntă cu diferite obstacole care le îngreunează integrarea și dezvoltarea în țara noastră. Șomajul ridicat, lipsa de perspective și dezinteresul instituțiilor publice sunt doar câteva dintre problemele cu care aceștia se confruntă zilnic, a precizat Raul Trifan. Senatorul USR de Timiș a spus că acest proiect este primul dintr-o serie de proiecte dedicate tinerilor pe care dorește să le lanseze în perioada următoare. În anul 2023, în ceea ce înseamnă valorile de trafic prin punctele poliției de frontieră subordonate inspectoratului, a fost înregistrată o creștere cu aproximativ 25% comparativ cu anul 2022. Deși valorile de trafic au crescut în anul 2023, au fost toate măsuri la nivelul inspectoratului pentru ca timpii de staționare la control să se mențină în parametri normali, fără să fie înregistrate creșteri semnificative a valorilor de timp acordate verificărilor la frontieră. Aș sublinia faptul că au fost înregistrate pe parcursul anului 2023 unele situații, în special în weekend, la frontiera cu Ungaria, în punctul de trecere, punctul poliției de frontieră Cenat. Prin implicarea polițiștilor de frontieră, timpul de staționare la control totuși nu a cunoscut valori deosebite, valori crescute. Siguranța cetățeanului și stoparea evoluției fenomenului infracțional la nivelul inspectoratului au fost alte obiective. Combaterea migrației ilegale și a infracționalității transfrontaliere constituind pentru noi o prioritate.
Activitatea pe linia combaterii migrației ilegale și a infracționalității transfrontaliere în anul 2023 s-a desfășurat conform prevederilor legale și dispozițiilor eșaloanelor superioare în domeniu, urmărindu-se permanent executarea misiunilor și acțiunilor specifice la nivelul exigențelor în scopul identificării și contracarării fenomenului infracțional transfrontalier. În perioada supusă evaluării, Inspectoratul Teritorial și-a concentrat eforturile pe linia combaterii migrației ilegale, asigurarea suportului informativ operativ, coordonarea, sprijinul și îndrumarea activităților structurilor subordonate pe linia cercetării penale cu respectarea cadrului legal în materie. În anul 2023 a fost depistat un număr de 421 de persoane care au intrat în România prin trecere frauduloasă a frontierei de stat, în scădere față de anul 2022 cu aproximativ 77%. Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Timiș, sub coordonarea procurorilor din cadrul parchetului de pe lângă Tribunalul Timiș, au efectuat 21 de percheziții domiciliare în București, Arad, Timișoara și comunele Săcălaz, Giroc și Moșnița Nouă, în cadrul unui dosar penal care vizează săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală. Din cercetările în cauză a rezultat că începând cu anul 2021 și până în prezent, prin intermediul unor societăți comerciale, ar fi fost efectuate achiziții intercomunitare de autoturisme rulate din țări ale Uniunii Europene cu preponderență din Franța, care ar fi fost comercializate ulterior pe teritoriul României fără înregistrarea tranzacțiilor în evidența contabilă a societăților, sustrăgându-se astfel de la plata obligațiilor aferente către bugetul de stat. Investigațiile vizează 2 persoane fizice și 4 persoane juridice. În urma perchezițiilor au fost descoperite și ridicate bunuri mobile și imobile de peste 84.000 de lei, aproape 141.000 de euro, 121 de autoturisme, 33 de telefoane mobile, 9 laptopuri, un desktop, 2 tablete, un server, 1,9 kg tutun mărunțit, 2 arme, dintre care una letală și una neletală, 60 de cartușe de vânătoare, 38 de cartușe neletale și 6 cartușe letale, documente contabile și referitoare la achiziționarea, transportul și înstrăinarea mai multor autoturisme, plăcuțe cu număr de înmatriculare franceze. Ulterior au fost conduse la sediul Inspectoratului de Poliție Județean în vederea audierii 7 persoane, transmit reprezentanții IPJ Timiș. Dezastru natural în satul Ohaba Română, vorbim despre zeci de gospodării care au fost înghițite de ape. În aceste momente mai multe echipaje ISU încearcă să-i scoată pe acești locuitori de sub ape. Codul galben de vreme rea a făcut prăpăd la Ohaba Română. Apele au inundat mai multe gospodării. În contextul atenționării meteorologice, cod galben de precipitații și descărcări electrice din data de 6 martie 2024, valabilă în intervalul orar 20:35-22:30, la nivelul ISU Timiș s-a solicitat intervenția pompierilor în urma producerii unei viituri de pedealuri care a inundat 15 gospodării în satul Ohaba Română. La locul evenimentului au fost mobilizați pompieri din cadrul stației Făget și detașamentului Lugoj cu o autospecială de primă intervenție și comandă, un autocamion și 4 motopompe, 2 electropompe, 2 baloane de iluminat și o barcă, precum și un echipaj smurd. În sprijinul lor este alertat Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență din comună, transmit reprezentanții ISU Banat. Pe lângă faptul că furia apei a lovit localitatea Ohaba Română, locuitorii acestui sat au rămas în beznă, neavând curent electric. Oameni și locuri din Banat este o expoziție fotoetnografică a fotografului Mihai Turc, care a avut loc la Căminul Cultural din Giroc în 3 martie, de la ora 16:30. Invitați speciali au fost Maria Mândroane, Octavian Gruița și Călin Andra. Vreau să vă spun că îl stimez foarte mult pe Mihai Turc. A venit cu ideea de a face acest vernisaj și s-a născut de fapt în urma unui proiect care a fost un proiect câștigat pe buget participativ. Este un proiect pus la dispoziție de Primăria Giroc și Consiliul Local, în care oamenii pot vota și pot interveni în administrația locală prin proiectele pe care le votează. Mihai a propus acest proiect, iar dumneavoastră ați considerat că merită să fie câștigător și atunci Primăria a putut să aloce buget pentru acest proiect și să se întâmple ceea ce este astăzi aici. Și este doar o parte din întregul proiect.
Pe scenă au urcat artiștii Doriana Talpeș, Roxana Goia, Bianca Opăriuc și Dorinel Gavriluț Pârvoni, alături de orchestra ansamblului Ghiocelul din Giroc, condusă de Adrian Safta. Bandață și la Giroc îi sărbătoare, săracii că vreau până la soare. Bandață și la Giroc îi sărbătoare, săracii că vreau până la soare. Prezentatorul evenimentului a fost Tania Stăvilă Tunaș. Proiectul a fost realizat de Mihai Turc prin programul de buget participativ, finanțat de Primăria și Consiliul Local Giroc. Tot la Giroc, pentru a marca zilele de 1 și 8 martie, Primăria și Consiliul Local au dorit să aducă un cadou muzical doamnelor și domnișoarelor. Astfel, în 3 martie de la ora 18, la Căminul Cultural Giroc, a avut loc Festivalul Ghioceilor, un spectacol oferit de ansamblul Ghiocelul alături de soliștii Casei de Cultură. Au urcat pe scenă Sorana Mariș, Stana Milu, Loredana Sur, Andreea Indru și Yasmina Armioni. Primăvara, poiana cu flori, așa-s bănățanii mei de sărbători. Când e primăvara, poiana cu flori, așa-s bănățanii mei de sărbători. Mândru-i Banatul și bănățanii mei, mândru-și petrec la rut și la ligei. Mândru-i Banatul și bănățanii mei, mândru-și petrec la rut și la ligei. Cele trei formațiuni din Alianța Dreapta Unită, vorbim despre USR, Forța Dreptei și PMP, au comunicat că vor avea candidați comuni și la alegerile locale. Anunțul a fost făcut într-o conferință de presă susținută de Dominic Fritz, președintele USR Timiș, Ludovic Orban, președintele Forței Dreptei și Lidia Dugulescu, președintele PMP Timiș. Noi n-am fi aici, noi toți trei împreună, dacă n-am crede că trăim vremuri excepționale. Și dacă n-am crede că este nevoie să ne unim în această alianță dreaptă unită pentru a opri această încercare de a crea acest nou FSN, acest nou partid unic care pune mâna pe toate instituțiile statului, pe toate primăriile în țară, pe parlament și pe președinție. De aceea candidăm împreună cu o alianță dreaptă unită la europarlamentare și Violeta Alexandru este aici viitor europarlamentar al Alianței Dreapta Unită. Dar vom candida împreună și la alegerile locale. Acum, în aceste zile, ducem ultimele discuții cum va arăta această alianță aici în Timișoara și în județul Timiș. Ludovic Orban a spus că îl susține pe Dominic Fritz la Primăria Timișoara și că acesta este scopul vizitei lui, de a-și arăta suportul. Este un om integru, un om extrem de serios, un om care reprezintă o garanție că Timișoara se va dezvolta în continuare. Sigur că poate unii colegi din PNL s-au supărat atunci când i-am dat un telefon domnului primar când a câștigat primăria. Pe de altă parte, mie Timișoara nu mi-este indiferentă, întotdeauna mi-a fost dragă. Și într-un fel, Timișoara este cam în aceeași situație în care este orașul meu natal, Brașov. Forțele răului se adună și caută să construiască structuri de luptă nedemocratică pentru a îndepărta pe oamenii corecți, pentru a îndepărta pe oamenii care cred în democrație. Lidia Dugulescu, președintele PMP Timiș, a afirmat că Alianța Dreapta Unită este un răspuns natural la Alianța PNL-PSD, care are drept scop monopolizarea puterii și a controlului politic. De asemenea, mă bucur foarte mult că la nivel național s-a făcut această alianță Dreapta Unită între PMP, Forța Dreptei și USR și mă bucur că este de fapt un răspuns natural, organic, la alianța pe care are o motivație total diferită de a noastră, cea a PSD și PNL, să se unească pentru putere și control politic și cred că acum este șansa oamenilor din România să știe că în data de 9 iunie și apoi la următoarele alegeri avem cu toții o șansă egală. Ludovic Orban a făcut o declarație și în ceea ce îl privește pe Nicolae Robu. Acesta spune că nu-l mai recunoaște și că îl consideră o șoșoacă cu pantaloni.
Taximetriștii au renunțat pentru câteva clipe să protesteze pentru a marca ziua de 8 martie. Taximetriștii au coborât din mașini și au oferit în dar o floare femeilor. Este ziua femeilor care au luptat pentru drepturile femeilor de astăzi, drepturi care sper foarte mult ca oamenii să le înțeleagă și să le mențină, să le respectăm între noi. Și bărbații fac parte din viața femeilor și sunt esențiali în a crea frumosul. Noi sperăm, cel puțin eu sper că n-am luptat degeaba și să respectăm memoria lor și a femeilor, a mamelor care dau viață. Timișorencele care au ieșit în calea taximetriștilor nu au primit doar o floare, ci și cuvinte frumoase. Taximetriștilor din Timișoara, vă dorim o primăvară frumoasă. Mulțumesc. Și 8 martie fericit la mulți ani. Să rămână. Să rămână. Deși taximetriștii protestează de mai bine de o săptămână împotriva firmelor de ride-sharing, astăzi au celebrat femeia.